Salut! În video de azi o să vorbim despre motanul portocale, pentru că mă întreabă multă lume unde-i motanul, cum mai trăiește, ce mai mănâncă și așa mai departe. Deci, pe vârful toacă din masivul Ceahlău, în urmă cu 4 ani, 2020, a apărut un motan și nu mai pleca de acolo. Iarnă, vară, zi și noapte, în fiecare anotimp, sus, pe munte. O să mai pun și aici secvență cu el, pentru că l-am filmat de mai multe ori. În primul rând, de unde e numele ăsta? Nu eu i-am dat numele, erau niște turiști pe traseu, când urcam într-o zi și m-au întrebat ce mai face portocale, dacă mai este pe acolo, pe sus. Zic, cine? Motanul ăla, portocaliu. Dar de unde e numele? Zic, așa i-a zis un băiat de acolo, un copil. Așa i-am zis și eu când am ajuns sus, portocală. Și a zis că mi-au și într-adevăr, așa îl cheamă. Nu știu dacă eu sau alții l-au făcut cunoscut, dar lumea îl cunoștea, îl știa și îi aducea și de mâncare, conserve, hrană umedă și toate bunătățile. Deci avea mâncare, slavă Domnului. Era destul de sperios. La noi sus, la meteo, nu intra în birou. Când era ger, minus 20 de grade, totuși lăsam ușa deschisă și intra cu mare greu, intra să se încălzească un pic și stătea cu ochii deschiși, așa dormea iepurește, dormea stresat și trebuia să aibă ușa deschisă la ieșire, nu puteai să faci un pas, așa era el. De ce vorbesc la trecut? Nu știu ce s-a întâmplat cu el, acum a fost înlocuit de o vulpe, este o vulpe pe toaca, dar treptat a coborât de pe munte și a ajuns în zona șaua muntelui, prin Jnepen, dincolo de Panaghia. O să vă pun câteva secvențe, că l-am filmat și acolo, iar anul trecut, în toamnă 2023, l-am văzut jos la fântânele, înspre Durău. L-au văzut și colegii, l-au văzut mai mulți turiști și stătea în pădure, nu la cabană. Stătea în pădure, după care nu mai știm nimic de el. Dacă știți, scrieți în comentarii. Dacă mai știți ceva de motan, l-o fi mâncat ceva, nu știu, sau dacă l-a fi luat cineva în Durău, în stațiune sau undeva la o casă, spuneți ca să știe lumea. De asta fac video ăsta pentru voi mai mult. Astea fiind spuse, atât pot să știu despre portocală. Nu că să nu mă mai întrebați. Puteți să mă întrebați, dar vă trimit la video ăsta. Și mai mult de atât, nu știu ce să vă spun. Era simpatic, era gras ca un porc și mânca bine, așa că vă las cu secvențe filmate cu motanul. Și faci mai prșelul, portocală, cabana. Bă, ta, și din gură. Ta și ți-am dat de mâncare. Ți-am dat pești, ți-am dat carne de porc și ți-am dat și pâine și apă. Și ai mâncat și o păsărică. Și acolo. Și acolo. Ce înseamnă asta? Ești obraznic. Și urât. Hai, nu te teme. Psuiu. De ce te-ai ascuns? Hai, încoace. De ce te-ai ascuns de mine? Ești urât? Purcel gras. Portocală, las că tot te prinde eu, măcar să te mângâi o leacă, nu-ți fac nica, ofcăuri și o smâți mai ești. Hai că m-a prins un bec, păi și mua care. Niște cărniță, niște pui gătit de Cezara de acasă, hai pisoiu. Miroase bine? Ha, ia și mănânc acolo. Așa bună, călduț, așa. Da, fugi acolo să mănânci. Ce-i acolo? Cățelul, du-și-l mănânc. Și ce avem aici? Niște ochi și o mâță. Băi! Se laudă lumea că își face poză cu Ceahlău și zice acasă, scrie în descriere, acasă. Nici măcar eu nu pot zic că e acasă. Pentru tine se pare că e acasă aici pe toacă, așa-i? Și acolo, și tot vezi acolo. Băi, reptilă, portocală marinată. Hai și dormi pe preș. Nu vine nici de-a naibii, se teme de, zici, căltai de Crăciun, acuș. Carne, pentru tine. Ia din mână, ia. Așa, vărea. Unde te duci să mănânci? Pisoiu, portocală. De ce nu mănânci granule? Pisoiu. Meu? Ce faci? Gata. Pamăț. Ți-am pus apă și n-ai băut-o. A înghețat. Cine acolo? A ajuns mămăligă, portocala și pe toaca. Nu știu cât o să stea. Bă, portocală, aici te-a fugărit vulpea în traseu lângă Panaghia. Mai vii pe toaca? Nu mai motanul de tot apărea. Nu mai sta pe sus, nu mai sta pe toaca. Portocală. Da. Și n-am în ce să-i pun o leacă. Știam fi pe aici. Bine. Se pune acolo. Da, se pune în jos. Este o vulpe. Nu mai vine pe sus. Și stă pe aici. Asta e de vreo 3-4 ani de acum pe munte. Nu știu de unde a venit, nu știu.
Mâncare are, dar nu știu de unde este. Nu știu de unde bea apă. Stai acolo, mă. Uite, ți-a pus și apă. Așa, da. Așteaptă să le crescândă la o parte. De o parte se poate el. Nu-i nici acolo. Așa. Stai că nu se fac nimic. Nu se fac nimic. Aici e de-o să mănânc. Când a venit, că am venit pe la cascadă, cred că la 5 metri în fața noastră era și capul meu grăpăt bine. Da, pe acolo e mai slab circulat traseu. Da. Am luat-o și-o plecat acasă. Nu-l vadă. Vede, se vadă. Așa de frumoasă. Da, mulțumesc pentru vizionare. Sănătate multă la toată lumea. Ce râpe aici.